În august 48. Securitatea s-a înființat oficial atunci. Practic, la câteva luni după ce România n-a mai fost monarhie, a devenit republică. Ca serviciu secret al noului stat. Comunist. Dar trebuie să spunem că ea a moștenit ceva din fosta siguranță, nu s-a născut așa din neant, nu e o instituție înființată cu tot personalul de la zero. A existat o perioadă de tranziție dinspre fosta siguranță, cum se numea serviciul secret în regimul anterior, în timpul monar monarhiei, și s-a reconstruit pe noile premize ale noului stat comunist. Începând oficial cu august 48. Dacă vreți o definiție pe scurt, sigur că cea mai seacă și cea mai neutră ideologic ar fi că a fost Serviciul Secret al Statului Comunist. Numai că există două viziuni asupra acestei instituții. Una este de reformulare și recuperarea imaginii pe care o fac asidu foștii ei angajați, foștii ofițeri de securitate în zilele noastre, atunci când ne vorbesc despre ceva ce n-a existat și anume uh, Serviciul Național de Informații, spun ei, că ar fi fost securitatea. Ei nici nu folosesc cuvântul securitate mai nou. Deci și vorbesc despre o instituție care n-a existat, Serviciul Național de Informații. Asta ar fi trebuit să fie dacă România era un stat normal. Mai că nu era un stat normal. A fost o poliție politică numită securitate, nu Serviciul Național de Informații, și care s-a comportat, după părerea mea, ca o prelungire, în primii ani, ca o prelungire a Armatei Sovietice de Ocupație, pur și simplu. Nici vorbă de de muncă de informații, din ceea, de ceea ce s-ar putea numi în mod profesional muncă de informații. A fost o, o falangă în armată, a Partidului Comunist, care a luat puterea în România, a sprijinit pe tankurile sovietice. Organizatoric sunt două momente importante după înființarea ei în 48. Există un moment important în 67 și unul mai puțin important în 72. Până în 65 a fost nu un braț, a fost o, mai, o mare de brațe în armate, care au sugrumat pur și simplu România din interior și-au atacat toate uh, profesiile, straturile sociale, de la țără -nime până la foștii lideri politici uh, ai vechii uh, românii. Concret. Concret înseamnă că au primit, practic, puteri nelimitate, nu au acționat așa cum ar fi fost firesc într-un stat democratic prin intermediul organelor de justiție, atunci când ar fi fost cazul, ci direct printr-un asalt, printr-un desant asupra populației civile. Au arestat, au deportat, au dat domiciliu obligatorii, au internat în lagără de muncă. Zeci de mii de oameni. Au fost zile în care arestările și uh, deportările, evacuările, fără proces. fără proces, fără nimic, pe bază de liste. Și când erau procese, de multe ori, sentințele erau ca și gata scrisă sau gata scrisă, un control total asupra societății, în primul rând asupra justiției, pe lângă faptul că exista un control de plin asupra vieții politice, care confiscată de un singur partid, dar nu mai existat nici amintirea separării puterilor în stat. Pur și simplu, discreționar, au făcut ce au vrut cu viețile oamenilor. Repet, există poate în mintea unora o versiune simplificată a acestei perioade și edulcorată, cum că au atacat numai pe foștii mari burghezi, pe marii proprietari de fabrici și uzine, pe marii latifundiari, nici pomeneală. Au intrat până în străfundurile României la țărănime. Pentru că țărănirea, scopul era controlul politic firește și consolidarea regimului comunist, dar asta nu se putea face câtă vreme nu ai avut o mișcare comunistă în România, nu ai avut o popularitate a acestor idei în rândul românilor. Românii nu sunt socialiști prin vocație. Țăranul român nici pomeneală. Țăranul român avea un petic de pământ pe care îl câștigase el sau îl câștigase răpărinții după război. Deci l-au primit cu greu, l-au avut cu greu, l-au păstrat cu greu în timpul crizei. Și acum li se lua și acest puțin. România a fost o țară agrară. Da? 80% din, din populație era formată din țărani. Acest stat a venit în numele țăranilor și muncitorilor. Acest regim Regimul comunist a venit în numele țăranilor și muncitorilor. Și ce a făcut? Le-a luat țăranilor și puținul pe care îl aveau. O proprietate fărămițată, mici bucățele de pământ, mici loturi de pământ pe care au fost silit să-l dea peste noapte pur și simplu. De asta spun că a fost un, un desant, un blitzkrieg. Și sigur că oamenii au reacționat cum au putut. Unii au opus, au fost bătuți, săltați de acasă în în nopții, luați de lângă familie, arestați, duși direct în, în lagăre sau puțin dintre ei judecați și condamnați fără mari uh, complicații de apărare, de recurs. Sunt proceduri juridice aruncate în aer, pur și simplu. Dacă ne uităm în aceste dosare penale, Vedem oroarea care s-a petrecut în justiție. Dar uneori nici nu ajungeau în justiție, ajungeau direct în, în, în lagăre, pur și simplu, în tabere, în lagăre, în, în uh, aresturi. Ce s-a întâmplat după 1964-1965 uh, este în, în mod evident uh, foarte diferit față de această etapă violent-represivă în care România este practic. Uh, Întoarsă, răscolită și semi-arestată, dar controlul asupra populației nu a slăbit, din potriva a crescut. Asta este o altă, o altă față, o altă, un alt capitol din istoria securității. Nu a mai fost violent represivă, dar a fost extrem de eficientă în a controla societatea românească în profunzime, prin alte metode, nu prin. Ceea ce chiar ea a numit abuzuri și crime în această etapă reformistă, pseudodemocratică de după 1965, s-a dezis de începuturile ei, de tinerețea ei violentă și a numit o epoca abuzurilor și crimelor dar nepedepsite, A fost doar un joc propagandistic de imagine. Ne despărțim de consilierii sovietici de urmele existenței lor în Ministerul de Interne. Vom deveni o armată națională, cum îi se spunea Serviciul Național de Informații. Această a doua perioadă își propune să știe tot. Să știe tot și să poată să anticipeze orice. Orice ar putea, fi de, ar putea fi neconvenabil. Executanții au, sunt de mai slabă instrucție, nu sunt oameni cu școală, sunt studii modeste. Se vede asta în dosarele lor de cadre, modeste însemnând sub mai puțin decât liceu. Uneori, mai ales în zona asta de penitenciare, e cumplit, adică abia pot să scrie. Oamenii neșcoliți, oamenii care pot fi indoctrinați ușor, care pot să își piardă empatia cu, cu totul, care au fost de foarte joasă extracție socială și dintr-o dată au puterea asupra altora, care erau mai sus decât ei în comunitate. Asta e ceva foarte ispititor, ține de natura umană. Până mai ieri erai nimeni și acum, dacă faci ce ți se cere, poți să fii peste toți ceilalți. Și să le arăți puterea pe care ai primit-o. Nu e puțin lucru. Și sigur, cu cât ești mai puțin școlit, cu atât ai să fii mai vulnerabil la acest tip de, de scenariu, adică ai să uh, îl preiei fără nicio problemă. În regimurile totalitare, cel mai eficient este să recrutezi persoane fără discernământ sau cu un discernământ foarte scăzut, foarte puțin școlită sau deloc. Dar cu multă voință și ambiție. Este combinația dintre ignoranță și ambiție socială. Comunismul românesc a avut fața liderilor comuniști români. Partidul Comunist Român nu a fost condus de oameni școliți, nu avem un comunism românesc școlit. Liderii comuniști români, exceptându-i pe cei de la Primele uh, momente care sunt de import, da? nu sunt oameni formați în România, sunt oameni cu școală sub medie, cu pregătire intelectuală sub medie. Nicolae Ceaușescu era de meserie cizmar. Elena Ceaușescu de meserie țesătoare. Nu este nimic rău în a fi cizmar și în a fi țesătoare, dar nu poți să conduci o țară și să-ți arogi competențe în absolut orice domeniu, cum știți bine că făceau amândoi, cu asemenea instrucție. Nu numai că nu erau ei școliți, dar nici nu erau dispuși să accepte pe lângă ei oameni foarte școliți. Nu. Mai ales despre ea, să știe că era extrem de ostilă pentru orice persoană care vorbea mai bine decât ea, care se descurca mai bine în afara țării, avea prezență sau vorbea limbi străine, s-au înconjurat amândoi de coz de topor exact cum erau și ei, pe același model. N-are nicio legătură cu comunismul sau cu stânga intelectuală, să zicem, occidentală, lângă care, nu știu de ce unii insistă în ziua de azi să împingă comunismul românesc. N-are nicio legătură, nici ca formație, nici ca temei intelectual, absolut niciuna. Comunismul românesc a avut fața unui semi-analfabet și a mai multor semianalfabeti care erau lângă el, mulți dintre ei. Au, uh, uh, au fost convinși că există părți bune în acest regim, pentru că pot să promoveze social în mod evident, să facă școală, să primească casă, să aibă loc de muncă. Adică este un. Uh, un proiect care sună rezonabil, care sună generos și convingător. Marea problemă este cum ajungem să obținem toate lucrurile astea, cu ce preț. Și, calitate. și calitatea acestor, în primul rând, cât de, cât de sincere și reale sunt, așa cum în forma care ni se prezintă. Prosperitatea este reală cât ține, cât de mare este ea, de fapt. Avantajele sunt mai mari decât dezavantajele care încep să vină? Dezavantajele. Pierdem cu totul dreptul de liberă exprimare. Nu mai avem voie să spunem ce gândim. Ni se spune că e spre binele nostru și că tot, tot ce se întâmplă e spre binele nostru. Și noi vedem în viața de zi cu zi că nu e adevărat. Foarte mulți români nu, nu sunt afiliați ideologic atunci când critică nu au o poziție față de regim ca și cum ar vrea să cadă regimul, ca și cum ar vrea să se întoarcă regele, ca și cum ar vrea să fie din nou uh, multe partide și un parlament cum era înainte de uh, 1938, ca să fim sinceri. Deci nu au acest, uh, acest plan, acest uh, vis politic, nu au vise politice, au nemulțumiri în viața de zi cu zi, din ce în ce mai multe. De la penuria de alimente care a ajuns să se cumplită, după cum vă amintiți, la nemulțumiri care țineau de atmosfera de la locul de muncă, de faptul că aveai o mulțime de interdicții, tot mai multe interdicții, dreptul de liberă circulație dispare, dreptul de a purta conversații libere, de a purta plete, de a purta anumite haine, de a asculta anumită muzică, încet, încet nu mai ai nimic. Nu mai ai opțiuni personale, dispare viața privată cu totul. Simți că îți dispare viața privată și ai singura viață care contează de fapt. Trăiești social în permanență. Contează numai ce ți se întâmplă la locul de muncă, în spațiu public. Acasă ești nimeni. Nu mai ai nimic al tău. Nu poți să te duci la ce film vrei, nu poți să citești ce revistă vrei, nu poți să faci chefuri că Ți-e teamă de vecini, nu ai cu ce să uh, trăiești pentru că nu ai cu ce să te hrănești, uh, nu ai cu ce să te îmbraci, încet, încet, nu mai găsești nimic, nu se mai găsea mai nimica. Uh, vrei să pleci, nu ai pașaport, uh, vrei să scrii în străinătate, nu ajung scrisorile, vrei să vorbești cu rudele din străinătate, ți se taie telefonul. Uh, și așa mai departe, Ceaușescu i convins de asta. Ceaușescu nu s-a îndoi niciodată de politica lui, de ideile pe care le avea, despre orice din jurul lui. Și ce este mai trist este că acest nebun nu a fost oprit de ceilalți care erau normali. Ni se spune că totul a fost spre binele patriei. Securiștii de azi ne spun că, pe de o parte, că au ascultat ordinele, nu conta că era, aparținea unui nebun. Era evident că își pierduse discernământul acest personaj. Și că pe lângă faptul că au ascultat ordinele, ordinele erau spre binele colectiv. Cum poți să spui asta? Când același, aceeași mână care deschidea dosarele, astea milioanele de dosare care sunt azi în arhiva CNSS-ului, era și mâna care scria minciunile oficiale. Deci, pe de-o parte, deschid dosarele celor care spun cu voce tare că nu e bine. Și, pe de altă parte, scriu și textul propagandistic pe care îl bag pe gâtul lor, încercând să-i convingă că nu -au, drept, convin au dreptate, că sunt fie uh, cumpărați de Occident, fie nu sunt uh, întregi la minte. Astea erau uh, cele două variante. Deci, nebunia lui Ceaușescu uh, este uh, nebunia cuiva care putea fi dat la o parte. Din păcate, nimeni din jurul lui care putea să facă asta n-a făcut-o ei ar trebui să dea explicația asta. Ei ar trebui cei care au trăit în jurul lui și care l-au lăsat pe acest semi-analfabet să decidă totul. Cum arată orașele noastre, ce se dărâmă, ce biserici cad, ce avem voie să citim, ce avem voie să mâncăm, ce avem voie să vorbim, ce avem voie să spunem acasă, la noi, da? nu în public, ce să citim, ce să scriem, ce spectacole să vedem, totul. Nu exista nimic care să le scape. Nimic, absolut. Etapa a doua înseamnă, în primul rând, să prevenim, nu să pedepsim, am terminat cu pedepsa. Ni se spune acum că și pedepsa aia, sigur, a fost neplăcută, neplăcută. dar, iată, a avut și un, un sens. A fost atât de liniște în România la sfârșitul represiunii că rușii au stat liniștiți și ei că nu se întâmplă nimic, aici au plecat acasă. Asta este explicația cea mai cinică pe care am auzit-o cu privire la primii ani ai securității acel deceniu obsedant, deceniu în care s-au făcut sute de mii de victime în România, adunând tot deci adunând toți deportații, toți închiși, toți arestații, morții și așa mai departe. Ni s-a spus că da, a fost cumplit, dar totuși a fost bine până la urmă, că dacă nu era așa, nu scăpam de ruși, nu aveam încredere să plece. Da, e un mod de a, cum să spun, de a reinventa istoria așa fel încât să ai întotdeauna dreptate. E, după, când n-a mai fost atât de cumplit, a fost tot mai liniște cel puțin asta se dorea în mijloc cu în mijloace pașnice fără, fără nimic sângeros la vedere obținem la fel de multă liniște ca și când ar fi fost o, o, o țară învinsă ocupată și învinsă pentru că se destructurează țesutul social pur și simplu oamenii încep să se ferească unii de alții să nu mai aibă încredere în nimeni, să se uite peste umăr și în jurul lor când vorbesc, să nu mai spună ce gândesc, să nu mai scrie scrisori ca și cum ar fi liberi, să nu-și mai dorească decât să își hrănească familia și să, să nu pățească nimic, nimic rău. Asta e a singura ambiție dacă nu plecai, dacă nu vrei să pleci, lucru care te expunea îngrozitor, adică dorința de a emigra și legal era începutul unui coșmar. Dacă nu vrei să pleci, tot ce puteai nădăjdui era să treci nebăgat în seamă, să fie liniște de plină în jurul tău și să ai ce să pui în oală, eventual ce să, cu ce să te încălzești și ce să ții în loc de bec când se lua curentul. asta, au fost ultimii ani ai lui Ceaușescu. Cu siguranță a fost o țară de urmăriți, într-un fel sau altul, fie individual, fie colectiv, pentru că astăzi când ni se spunea, nu e adevărat că era toată lumea urmărită, ba da, era toată lumea era urmărită, dar nu toți aveau un dosar al lor, doar al lor. Asta e singura diferență, că la locul de muncă nu se întâmpla nimic care să nu fie sub colimatorul lor, care să le, să le scape, care să nu fie de interes pentru ei. Ceaușescu a fost tot timpul obsedat de străinătate. Partidul Comis Român nu a avut membrii români decât numărabili pe degete. În 44 erau câteva zeci, poate, de români în tot partidul ăla. Cei de stânga, pentru că existau români de stânga, erau în partidul lui Titel Petrescu, social-democrat. Nu este o poveste cu români, povestea Partidului Comunist Român. Păcat. Titel Petrescu a ajuns în închisoare. Deci toți socialdemocrații au ajuns în închisoare. Ei adevărați. Deci tipii de stânga care nu erau comuniști au fost torpilați la rând cu legionarii, la rând cu liberalii, cu țărăniștii. Tot ce a fost partid portic, politic autohton a fost torpilat ca să ia ăștia puterea în mod eficient. Și au făcut represiune la bucată. Deci care n-a fugit a murit. E simplu. Prima fază a comunismului, într-adevăr, la vârful partidului sunt mult mai puțini români decât personaje de import, să zic așa. Veniți cu expertiza sovietică, da, cea care e băgată pe gât și care vine călare pe tankuri. Asta nu e o figură de stil, e o realitate. Dar treptat urcă în ierarhie și generația de uh, securiști și milițieni autohtoni care unii intră ca într-o oportunitate de a face carieră, cum s-a și întâmplat, da? sărind etape de școlarizare, fără școală prea multă, mai școala de partid e suficientă, trei luni, șase luni, deci propagandă la greu, și vor urca în ierarhia de partid și de securitate unii ca rachetele, adică cu mult succes, școliți pe la Moscova și ei, Atenție, că și această generație este inițial prinsă în aceeași paradigmă. A, paradigmă. Ceaușescu a făcut studii la Moscova, Iulian Vlad a făcut studii la Moscova, ultimul șef al securității. Deci nici ei nu scapă de această machetă sovietică, doar că, la un moment dat, iau puterea în interiorul Partidului Comunist Român și în interiorul securității, cu fricțiuni interne destul de serioase. Ceaușescu a fost în război cu drăghici pe față. A câștigat Ceaușescu. A fost mai viclean, a avut mai mult sprijin intern, nu are importanță. Important este că schimbarea în, în, în privința ce se întâmplă pentru omul de rând, da? deci ce se întâmplă în afara aparatului securității, este una de aparență, nu de esență. Deci nu va, românul va fi mai liber. Nici mai fericit, nici mai uh, convins de idealurile comunismului pentru că s-a schimbat capul securității, nici pomeneală. Poate va avea această iluzie un timp, dar o să treacă repede. Au existat niște ani de dezgheț și relaxare, dar asta nu înseamnă că, da, la începutul anilor 70 mai exact, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, dar nu înseamnă că. Uh, Aștia nu au mai fost interesați de ce se întâmplă în țară și s-au ocupat doar de dușmanii externi, cum ar fi normal să se întâmple? Într-o țară normală, un serviciu secret nu se ocupă de populația din interior decât dacă are legătură cu un pericol extern. Ori dezghețul s-a terminat repede. Obsesia pericolului extern este, în primul rând, obsesia naționalistă a lui Ceaușescu. El este un naționalist pur sânge. Tot ce nu e românesc e suspect. Tot ce vine din afară, deși noi vrem să cucerim ca imagine Occidentul. Uh și-a construit o față pentru Occident, de dizident în interiorul blocului sovietic, de mare apărător al drepturilor omului, de negociator în procese pentru pace, vrea să facă pe mediatorul între arabi și uh, izraelieni, este marele porumbel al păcii din Balcani și din Carpați, dar în interior românii care sunt deschiși, curioși și dornici să ia contact cu lumea liberă, sunt urmăriți pentru asta. Deci nu este o liberalizare reală și onestă. Faptul că șeful statului culege premii internaționale și se vântură în tot felul de exp expediții externe de cucerire a planetei, nu înseamnă că e o dezlegare pentru cetățean să vrea și el în Occident. Să vrea și el să călătorească, să vrea și el să învețe limbi străine liber, să asculte ce muzică vrea, ce posturi de radio vreau, să urmărească televiziunile altor țări, dacă se poate cât mai spre vest, sârbii, de exemplu, sau ungurii. Nu e voie. Ceea ce face el e doar pentru el. Restul populației n-avea decât o singură sarcină, să fie de acord cu tot ce făcea șeful statului. Și asta mergea în atât de absurd. Gândiți-vă că poți fi urmărit, e ceva aproape incredibil astăzi, dar din fericire avem dovezi că așa au stat lucrurile. Poate nu ne-ar crede nimeni. Să fii urmărit că spui un banc politic, de exemplu. Schimb molier legat în piele pentru Ceaușescu legat oricum. Există un dosar de urmărire în arhiva CNSAS care s-a deschis pentru că cineva a spus acest banc la serviciu. Vă dau un exemplu. E unul din multele uh, exemple de, de, motive de urmărire absurde. Da? Schimb molier legat în piele cu Ceaușescu legat oricum. Pentru așa ceva puteai să faci și pușcărie dacă erai foarte ghinionist în anii 80. Dar urmărit cu siguranță ești. La câte bancuri spunem noi astăzi și ce pe rețelele de socializare despre liderii politici, imaginați-vă cum ar arăta un, câte un dosar de urmărire pentru toate glumele cu Dragnea sau cu Dăncilă sau cu mai știu eu cine. Sunt cazuri dramatice, deci oameni care, crezând că fac bine unii dintre ei, crezând că își protejează membrul familiei, dacă mai bine spun eu despre el ceva, dar nu foarte rău, decât să spună un străin să dea informații mai rele sau mai ticăloase sau mincinoase, mai bine îl spun eu, și încep să spui, sau iei agenda de telefon a soțului și te duci-o, dai tu de bunăvoie la securi, spunând, uite, nu, nu e nimeni periculos în agenda asta. Ia, uitați, nu se întâlnește decât cu românii, nu? nu niciunul nu e spion sau ceva, uitați, astea sunt persoanele. Să zicem, iarăși, un caz concret cumplit. Da? Deci poți să fii cu bune intenții, complice în cele mai sinistre. Povești. Nu uh, vorbim aici de uh, vizionari politici, de uh, teroriști, de destabilizatori, de, de uh, cei care vroiau să nască nu știu ce organizație politică, să, politică să schimbe regimul. Vorbim de oameni care criticau uh, lipsuri și neajunsuri și necazuri din viața de zi cu zi nu, titularii dosarelor din, din, Arhiva CNSAS nu sunt nici politologi, nici propagandiști ai altor partide de prin Occident. Nu aveau unii dintre ei nici, o, nici un niciun interes pentru chestiuni politice. Nu visau la căderea regimului, visau la îmbunătățirea situației, pur și simplu, care era insuportabilă. Pur și simplu insuportabilă, ajunsese de netrăit în această țară. Starea de spirit. Asta urmăreau ei. Aceasta este sintagma uh, cheie în munca de supraveghere a populației României. Să cunoaștem starea de spirit, chiar dacă specialitatea noastră, ca ofițeri, era poate uh, zona economică. Da? Nu-i nimic. Culegi informații, indiferent de profilul tău de muncă. Nu contează că tu te ocupi de uh, contrainformații pe linie economică, de comerț, de mai știu eu ce. Cum apare o inflexiune care duce înspre starea de spirit, adică ce? Exprimări critice cu privire la regim? Asta este un temei și un motiv de urmărire și cu asta s-a terminat viața ta de om liber. A strânge informații despre starea de spirit înseamnă, în cazul securității, a strânge informații în care, despre tot ce ține de viața unui am, în care nu mai există nicio delimitare între public și privat. Nu are nicio importanță ce face un om în spațiu public, pentru că totul este de interes public, inclusiv ce e în dormitor, inclusiv ce e în bibliotecă la tine, inclusiv ce e în baie. Da? Deci de la ce citești, ce asculți, ce muzică preferi, la cine sunt prietenii, ce planuri de viitor ai și așa mai departe. Asta e toată viața unui om. Nu e niciun capitol care să scape. Citind după Revoluție, inclusiv stenogramele discuțiilor dintre Ceaușescu și cei de la vârful conducerii statului, inclusiv vârful securității, Iulian Vlad și restul. N-am văzut nicio frază, până în ultimul moment, nicio frază în care să-i se spună să se spună acestui dement că pe stradă sunt români nemulțumiți, muncitori nemulțumiți, nu huligani plătiți de străinătate, nu agenți străini uh, și românii Uh, urlă din toți rărunchii că nu mai pot duce această viață n-am văzut o propoziție de acest tip ei știau foarte bine pentru că ei scriau aceste rapoarte știau foarte bine ce gândesc românii despre viața lor de zi cu zi sub măreața conducere a lui Ceaușescu și n-am văzut, repet, nici o informare onestă cu privire la frământările din întreprinderi, din casele oamenilor de pe stradă, de, de pe unde vreți dumneavoastră Nimic despre așa ceva. Până în ultimul moment, până în ultima zi a lui Ceaușescu, când joacă acea comedie cu îmi dau demisia, nici unul nu i-a spus da, dați-vă demisia pentru că e insuportabil, vom alege pe altcineva din interiorul Partidului Comunist Român. Cum s-a întâmplat în alte țări, unde tranziția a fost pașnică, din acest motiv, pentru că cei de la vârf au făcut schimbarea. Aici a trebuit să fie o baie de sânge. Ca de să înțeleagă că trebuie să plece. Până nu s-a umplut piața de sute de mii de oameni, el nu a plecat de la putere, pentru că nu a fost împins să plece de la putere. Cine avea contact direct cu el? Cine putea să-l informeze ce se întâmplă, ce gândesc oamenii despre tot ce, ce trăiesc în, în România, despre politica lui economică dezastruoasă, despre viața care devenise un chin? Cei care urmăreau oamenii zi de zi și notau totul din scrisori, din convorbiri telefonice, din interceptările din locuință. Știau foarte bine că țara asta fierbe și fierbe cu capac, ca o oale sub presiune. Și din când în când mai ieșea câte un val de aburi, cum s-a întâmplat la Lupeni în 77, cum s-a întâmplat la Brașov în 87, cum s-a întâmplat în multe alte momente, dar despre care nu se putea vorbi și nu, nu se putea începe nimic pe stradă, tot datorită lor sau din cauza lor. Și prin urmare, lor li se datorează în mod direct, după părerea mea, faptul că Revoluția a fost atât de sângeroasă. Nu numai pentru că unii dintre ei au tras ceea ce este adevărat, ci pentru că l-au lăsat pe ăsta să creadă că pe stradă țipă străinii. În loc să îi spună adevărul, pe stradă urlă muncitorii români. În permanență, i-a fost alimentată această nebunie naționalistă, nu românii îl critică, nu românii sunt la, la capătul puterilor, străinii îi incită pe români, Europa liberă, maghiarii, sovieticii, nu știu, congolezii, nu știu cine, dar niciun caz nu era vorba despre o nemulțumire reală și motivată. Era vorba de scenarii externe care, iată, agresau inocența, românilor de pe străzi. Asta a fost până în ultimul moment. Motiv pentru care el a declarat stare de necesitate și practic să juca de -a cuvintele că ba era de necesitate, ba era de război și a băgat gloanțele pe țeavă și a tras în oameni. Pur și simplu. Nu putem totuși numi șase semnatare unei scrisori uh, ca fiind un mare gest de clarificare a lucrurilor și de dizidență și de revoltă. A fost o scrisoare care, mă rog, nu vreau să o comentez, dar n-a umplut piața. N-a dus la nimic din punct de vedere al schimbării stării de lucruri. Sigur, putem să considerăm că a fost un gest și el. Am văzut dimineața zilei de 22 decembrie, care pentru mine a fost esențială. Și am înțeles ce s-a întâmplat. Dacă nu ieșeau românii pe stradă, în București, nu pleca de la putere. Ar fi stat acolo și s-ar fi tras, cum s-ar fi tras, nu știu câți ar fi murit, să fie limpede. Piețele, piața palatului și tot, tot centru plin de o maree umană este Revoluția Română pentru mine. Nu am altă amintire și nici nu o să mă convingă vreodată cineva că Ceaușescu s-a urcat în elicopter pentru că s-a umplut piața de turiști sovietici. Aia este revoluția română pentru mine. Ce s-a întâmplat în culise, cum și-a împărțit Ciolanul puterea, cine cu cine s-a înfruntat ca să iasă învingător, e o altă discuție. Foarte interesantă, dar nu e Revoluția Română. Revoluția Română e ce s-a întâmplat pe străzi, în Timișoara, în București, în Sibiu, în Cluj, în toate acele locuri unde au murit oameni, unde uh, au, fost, au fost pe muche de cuțit. Să ne înțelegem. Deci uh, să ai curaj în dimineața zilei de 22, în după amiaza zilei de 21, noaptea aia, că când când nu știi ce se poate întâmpla. Că nu știi decât un singur lucru, că el e la putere încă. Și că pe străzi sunt tancuri și șiruri de soldați. Aia este revoluția. A ieșit știi că poți să primești glonțul în orice moment și știi că e care pe care. Și când vezi că sunt sute de mii de oameni, cum poți să-i spun altceva? Cum poți să-i spun când aud chestia asta, mi se strânge inima și cum, cum s ar simți ăia care au pierdut pe cineva? Loviluție și ce e asta? ce e asta? Deci sunt oameni care sunt în baston astăzi, care și-au pierdut copiii, să duc, îi vezi la cimitirul eroilor. Cum poți să spui așa ceva? În derâdere și în bătaie de joc, s-ar fi urcat ăla în elicopter și ar fi plecat uh, dacă nu se umplea piața palatului și dacă în seara de dinainte n-ar fi murit oameni? Și dacă nu ar fi fost hotărâți uh, să stea pe străzi toți cei care au stat până la 2, ora 12 și 5 minute? Ce facem cu orele alea când au stat cu, cu pieptul în dreptul glonțului? Alea nu sunt. Importante? Poți să-i spui o Deranjul din decembrie? Nu știu, am auzit atâtea expresii, ceva cumplit. eu. Nu știu, ține de deriziunea asta în care unori românii aruncă totul, inclusiv ce e bun, în viața lor. Așa mare Luca Pițu o expresie, sentimentul românesc al urii de sine. Râdem așa de, de tot ce e important și unor de tot ce e foarte mișcător nu poți să iei în râs orice. Cred că ar trebui să există niște limite. Securitatea oficial n-a lucrat. O parte din ea ci că a stat în cazărmi și a pus și armele în rastel. Din păcate, unele probe din dosarul Revoluției spun altceva. Și anume că unii chiar au tras. Adică din, unități, din anumite unități ale securității, nu toate, au fost dispuși să apere socialismul și comunismul cu arma în mână până la sfârșit, sfârșitul fiind moartea lui Ceaușescu. Ei s-au purtat în timpul Revoluției ca și cum România ar fi fost atacată din exterior și consideră că asta e o justificare pentru numărul mare de morți. Dacă ar fi acceptat cu onestitate că realitatea e alta și că nu străinii sunt cei care țipă și vor schimbarea lui Ceaușescu, nu am fi avut morții, pur și simplu. N-a fost o lipsă de discernământ, a fost o lipsă voită de discernământ. Deci, până în ultimul moment, au tratat populația României revoltată ca și cum ar fi fost o forță de ocupație străină. Așa ceva este incredibil, după părerea mea și unic. -am mai, Nu cunosc o, o, un episod similar în, în istoria europeană, în care serviciul de informații, serviciul secret al țării respective, identifică populația, cu un agresor extern. Așa ceva este absolut unic.